Dragi tineri, frați și surori, este o oportunitate specială în seara aceasta pentru noi să stăm în fața dumneavoastră și să vă slujim. Știu din cuvântul Domnului că omul nu poate fi mai bun decât știe să fie. În Evanghelia după Matei, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos stă în fața oamenilor și spune: când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește cuvântul care a fost pus în inima lui. De ce? Pentru că niciun om nu poate ține minte ce nu înțelege. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Am auzit pe mulți dintre dumneavoastră vorbind foarte frumos despre timpul de acum 10 ani. Acum 10 ani, tinerii aceștia care sunt aici erau la Sunday School. Au plecat de acolo și acum sunt în sanctuar. Și ne întrebăm, de ce nu mai are așa multă autoritate slujirea pentru cei care vin la slujbă? Sunt multe explicații. Eu am una singură. Pentru că cei care vin la slujbă și sunt tineri acum, acum 10 ani erau copii la Sunday School, acești tineri acum nu înțeleg tot ce se spune aici. Ei, ca idee, înțeleg ce se spune, dar nu prin semnificația limbii românești. De aceea, predica nu are suficientă autoritate asupra lor, pentru că nu înțeleg semnificația în limba română. Am întâlnit mulți părinți care sunt bucuroși de realizările materiale pe care Domnul le-a oferit lor în America, însă au o frământare. Ce facem cu copiii noștri? Pentru că nu înțeleg suficient de bine Evanghelia în limba română. Tind să meargă la americani și noi am vrea să rămână aici. Aici? De ce? Aici? Pentru ce? Cine ar sta într-un restaurant să mănânce resturi când peste drum este un restaurant unde mănâncă ce e mai bun? Am vrut pentru voi toți care nu înțelegeți bine limba română să aveți posibilitatea să înțelegeți predica 100% în limba engleză și să nu aveți frustrarea că veniți aici și vă plictisiți. Este prea puțin pentru voi să înțelegeți 70% din predică. Este prea puțin. Credeți-mă că este prea puțin. Este prea puțin pentru voi să pricepeți doar 70% din Evanghelie. Este prea puțin. Eu știu că aceasta fiind o metodă nouă, acum voi, vouă vă este jenă să veniți și să stați aici în față, să vă puneți căștile și să ascultați în limba engleză ce spun eu. Eu știu că vă este jenă. Însă eu vă asigur că peste 3, 4, 5 săptămâni voi veți fi aici, pentru că acest lucru este organizat în beneficiul vostru. Și dacă va fi nevoie să punem căști în jumătate din sala aceasta, vom pune, pentru că voi însemnați mult pentru noi. Vrem ca voi să-L cunoașteți pe Iisus 100%. Vrem să fiți pocăiți 100%. Vrem să înțelegeți toată Evanghelia lui Dumnezeu 100%. De aceea vrem să vă spunem că în fiecare program de duminică seara, în fiecare program de evangelizare, la fiecare program de nuntă și probabil în viitor la toate programele Bisericii Betania, aici, pe rândul 2 și 3, și dacă este nevoie, pe toate rândurile acestea, veți avea o cască unde puteți asculta în limba engleză. Ca să pricepeți tot ce se întâmplă aici și să nu aveți scuza că nu merg la adunare pentru că eu nu înțeleg ce se spune. Vrem să eliminăm această scuză pentru că depinde de noi. Dacă voi veți folosi oportunitatea aceasta, depinde de voi. Noi însă ne vom culca liniștiți în seara aceasta, pentru că ne-am făcut datoria. Pe voi nu vă putem controla, dar ceea ce noi organizăm pentru voi,
putem face. Și în această seară avem conștiința împăcată, pentru că am făcut acest lucru pentru voi. Dragi prieteni, dragi tineri, frați și surori, vreau în seara aceasta să am o predică, în primul rând, pentru conștiința mea și apoi pentru a fiecăruia dintre dumneavoastră care, fiind aici, vreți să vă întâlniți cu Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește de fiecare dată, însă de fiecare dată vorbește diferit. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, pentru că intenționează să ajungă la inima noastră pe orice drum, dar să ajungă. În seara aceasta am pregătit o predică specială pentru tineri. Este specială pentru tineri, nu pentru că mesajul va fi pentru tineri. Biblia nu e pentru tineri sau bătrâni, Biblia e pentru oameni. Biblia nu este pentru bătrâni sau pentru tineri, Biblia este pentru oameni, pentru orice om, indiferent de vârstă. Însă felul în care o predici poate fi pentru bătrâni sau tineri. Cartofii nu sunt pentru bătrâni sau tineri, sunt pentru oameni. Dar felul în care îi pregătești poate fi mai tradițional sau organizat mai festiv, mai tineresc. Biblia aceasta nu e nici pentru bătrâni, nici pentru tineri, e pentru toți oamenii. Dar felul în care eu o prezint poate fi pentru bătrâni sau pentru tineri. Forma pe care o folosesc este mai ușor înțeleasă de o categorie de oameni, bătrâni sau tineri. De aceea, în această seară, am să predic aceeași Evanghelie, dar diferit, special pentru voi. Și numesc predica mea din această seară Luptând pentru Cununa de Aur. Îngăduiți-mi să citesc din Biblie un text rostit de Apostolul Pavel către generația de atunci aflată în Corint. El le-a scris o scrisoare și această scrisoare are capitolul 9 și de la versetul 24 la 27, Pavel le scrie ceva oamenilor de atunci și vouă în această seară. Îngăduiți-mi să vă invit să fiți în picioare, să deschideți Biblia și să citim împreună. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 24 la 27. Nu știți că cei ce aleargă, în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Luptând pentru cununa de aur. Viața este o luptă. Este o luptă pentru câștigarea existenței, este o luptă în familie, este o luptă pe stradă, viața este o luptă. Într-o zi lupta aceasta se sfârșește. Vă vorbeam ieri, aseară, despre felul în care prietenul meu și fratele nostru a sfârșit lupta aceasta, în valurile Pacificului. S-a luptat și până la vârsta de 33 de ani fără o zi, a învins mereu, dar în vinerea aceea, a doua zi de Crăciun, lupta lui s-a încheiat pentru că a fost învins. Viața este o luptă și noi luptăm în fiecare zi. Ne luptăm cu boala, ne luptăm cu sărăcia,
ne luptăm cu dușmanii, ne luptăm cu lipsurile. În fiecare zi ne luptăm. De când ne trezim până când adormim, ne luptăm în fiecare zi. Ne luptăm să fim mai bogați, ne luptăm să fim mai sănătoși, ne luptăm să oferim un confort celor din familia noastră, ne luptăm să o ducem bine, ne luptăm să avem o casă mai mare, o mașină mai nouă. În fiecare zi ne luptăm. Ne luptăm cum putem mai bine. Dar această luptă nu-i doar o luptă în domeniul material, nu-i doar o luptă în domeniul profesional, nu-i doar o luptă în domeniul familial. Există și o luptă în domeniul spiritual. Există nu numai o luptă cu alții, există o luptă cu tine. Nu există doar o luptă văzută, există și o luptă nevăzută. Nu există doar o luptă cu dușmani care se văd și au forma oamenilor, bărbați sau femei, ci există o luptă cu un dușman nevăzut, pe care îl cheamă diavolul, luptând pentru cununa de aur. Apostolul Pavel, ca și Domnul Iisus Hristos, atunci când își manifestă misiunea de a predica Evanghelia, realizează că această Evanghelie este greu de predicat pentru că oamenii nu o înțeleg. De ce? Noi înțelegem ușor în domeniul unde avem experiență. Dar în alte domenii unde nu avem experiență, noi nu mai înțelegem ușor. Când Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a predicat pescarilor, El aduce Evanghelia lui Dumnezeu și o așează în experiențele pescărești, spunând, Evanghelia este ca un năvod. Năvodul este un instrument de prins pește. Evanghelia nu este un năvod, este ca un năvod. Iată dar o comparație a Evangheliei cu instrumentul acesta de prins pește. Când le vorbește agricultorilor, Hristos face o altă comparație și spune, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sămânță. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o sămânță, este ca o sămânță. Iar inima voastră este ca un pământ. Inima noastră nu-i pământ, este ca un pământ. Dar e vorba de o comparație. Și ce spune Iisus? Voi care cultivați pământul, știți cum pune sămânța în pământ. Ei, la fel se pune cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Este doar o comparație. Când Pavel ajunge în Grecia, în Corint, el vrea să predice Evanghelia. Și se întreabă el, care este experiența acestor oameni? Și cea mai bună experiență a lor era a jocurilor sportive și a filozofiei. Grecii excelau în două lucruri în filozofie, pentru că acolo s-a născut filozofia clasică. Platon, Seneca, Aristotel și toți ceilalți, toată generația filozofilor clasici au ieșit din Grecia antică. Și sporturile, jocurile sportive, olimpiadele au pornit din Grecia. Era o problemă de cultură națională, filozofia și sportul. De aceea Apostolul Pavel, când ajunge în Grecia, încearcă să pună în comparație Evanghelia lui Dumnezeu cu această cultură a lor, cu filozofia, și el, Apostolul Pavel, spune, chiar poeții voștri spun, și atunci se referea la filozofi. Și apoi Apostolul Pavel compară Evanghelia pe care el o predică cu jocurile sportive. Și vă veți mira că Apostolul Pavel a fost așa de neduhovnicesc să compare Evanghelia lui Iisus Hristos cu un joc sportiv. El n-a avut prejudecățile pe care le avem noi astăzi. Apostolul Pavel a vorbit de box, a vorbit de lupte, a vorbit de cross, a vorbit de alergare, nu ca să promoveze boxul, luptele și alergarea, ci le vorbea unor boxeori, unor luptători și unor alergători ale jocurilor sportive și în experiența lor de sportivi a pus Evanghelia ca o comparație cu sportul, pentru ca aceștia să înțeleagă Evanghelia. El a făcut comparația aceasta nu de dragul sportului, ci în sport a așezat comparația cu Evanghelia. Și eu am să vă citesc câteva versete biblice
în introducere. Și dacă vreți, deschideți-vă Biblia și urmăriți-mă. Citim de la Filipeni, capitolul 2, versetul 16. Așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat și nu m-am obosit în zadar. Aceeași carte, capitolul 3, versetul 14. Alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Galateni, capitolul 2, versetul 2. M-am suit în urma unor descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Aceeași carte, capitolul 5, versetul 7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat alergarea? 2 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Cine se luptă la jocuri, nu este încununat, nu primește cununa, nu primește medalia, nu este pe podium, dacă nu s-a luptat după rânduieli. Capitolul 4, versetele 7 și 8, aceeași carte. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, acum mă așteaptă cununa, cununa neprihănirii, care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul, aici este juriul cel drept, aici este juriul cel drept. Este o comparație fidelă a apostolului Pavel cu lumea sportivă. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 2. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască, sub cuvânt că sunt frați, și să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Aș putea să mai citesc încă 5 sau 6 versete biblice, unde apostolul Pavel face comparația luptei creștine cu lupta sportivă. Dar el nu face lucrul acesta ca să promoveze sportul, ci el știe că printre ascultătorii lui sunt foarte mulți sportivi care au experiența alergării, experiența sporturilor care lovesc cu pumnul, și apostolul zice, eu lovesc cu pumnul. Imaginați-vă-l pe apostolul Pavel care se duce să evangelizeze și lovește cu pumnul. Dar zice el, eu nu lovesc în vânt, eu dau la țintă. Apostolul Pavel vorbește unor oameni care au experiență în sport și folosește această experiență, alergare, țintă, performanță, premiu, cunună, juriu, oboseală. Aceștia sunt termeni din sport, dar așa cum Iisus ia termeni din pescărie, ia termeni din agricultură, ia termen din construcție, spune biserica e ca o casă. Ia termen din cultură, spune biserica e ca o mireasă. Tot la fel apostolul Pavel ia termen din lumea sportivă. De aceea în seara aceasta pentru voi tinerilor, care sunteți pasionați de sport, probabil că vă place sportul. Cine știe ce categorie de sport? Cine știe ce disciplină sportivă? Asta nu are nicio importanță. Însă probabil că voi cunoașteți mulți sportivi care au făcut carieră și performanță în America sau poate în altă țară. În seara aceasta aș vrea să vă spun că sportul are câteva categorii. Prima categorie sunt sportivii. Aceștia sunt în stadion, sunt pe teren. Ei pierd sau câștigă în funcție de capacitatea lor. A doua categorie sunt spectatorii. Aceștia niciodată nu pierd și niciodată nu câștigă. Ei stau în tribune și se uită la alții.
Se bucură și ei de bucuria altora, dar sărmanii niciodată nu se bucură cu adevărat. Ei n-au o bucurie personală, ei se bucură de bucuria altora. Aceștia sunt spectatorii. Și a treia categorie sunt nepăsătorii în ceea ce privește sportul. Spre exemplu, Luigi Mițoi. A fost o vreme în viața mea, cu mulți ani în urmă, când am făcut sport de performanță. Atunci trăiam pentru asta, dormeam pentru asta, mâncam pentru asta, aveam un regim alimentar strict, dar au trecut vremurile acelea și acum nu mai mă interesează lumea sportivă. Nu mai mă uit la televizor pentru niciun sport, nu mai merg pe stadion sau pe un alt teren de sport pentru nimic, nu mai mă interesează, mă lasă rece. Nu mai sunt nici sportiv, nici spectator. Am intrat într-o lume a indiferenților în ceea ce privește sportul. Acum lăsăm la o parte lumea sportivă. Venim la o alergare spirituală. Și vreau să vă spun că și aici, în alergarea spirituală, există trei categorii. Prima categorie sunt cei care aleargă spre cer. Aceștia pierd sau câștigă? Ce? Cununa. A doua categorie sunt cei care se uită la cei care aleargă. Spectatorii. Ei, săracii, nu vor ajunge niciodată în cer, că nici măcar nu aleargă spre acolo. Ei se uită la pocăiți și zic: ăla nu-i pocăit cum trebuie. Ăla n-a dat bine pase, trebuia să dea mai devreme. Ăla n-a aruncat mingea acum, mai devreme trebuia să o arunce. Ei tot timpul spun altora cum să arunce mingea, dar ei, săraci, n-au ținut niciodată o minge în mână. Ei sunt doar spectatori. Se uită cu ochii și se bucură și ei de bucuria altora. A treia categorie sunt indiferenții. Ăștia nu calcă pe la biserică niciodată. Nu vor să vadă nici pe pocăiți, nici pe cei care se uită la pocăiți. Ăștia sunt indiferenți. Dragi prieteni, așa cum viața este o luptă, în seara aceasta vreau să fac o comparație a luptei spirituale cu sportul, imitându-l, copiindu-l, urmându-l pe Apostolul Pavel. Viața este un meci pe care îl pierzi sau pe care îl câștigi. Și o viață întreagă te antrenezi pentru meciul acesta. Meciul vieții pe stadionul lumii. Lumea este un stadion. Și noi jucăm meciul vieții pe stadionul acesta. Și toată viața aceasta este un meci care este arbitrat de Iisus Hristos. El este arbitru, el este antrenor pentru unii, însă este străin pentru alții. Aș vrea să te întreb în această seară, indiferent de vârsta pe care o ai, te-ai implicat în acest sport care se va încheia într-o zi în cer? Lumea are puțini campioni, cei mai mulți sunt mediocri. Câți dintre noi sunt campioni? Niciunul. Campioni sunt puțini. Campion la Formula 1, campion în basket, campion în fotbal, campion la popice, la hockey, la gimnastică, la box, la alergare, la lupte. Dar campionii sunt puțini. Sunt 2-3. Restul? Spectatori. Când vorbim despre alergarea spre cer, vorbim de performanța unui campion care trebuie să câștige cununa pe care o oferă în ziua aceea marele juriu, Dumnezeu. Unul singur poate să te antreneze ca să ajungi la performanța de a cuceri cerul. Și acest antrenor este doar Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră să fie un antrenor. Diavolul este un alt antrenor. El te învață să furi, să minți, să mergi după femeile altora, să iei droguri, să consumi alcool, să fii plin de aere, să ți se pare că nimeni nu mai e cool ca tine. Tot timpul să-i disprețuiești pe alții, tot timpul să-i trădezi pe alții și tot timpul să ai în vedere să te simți tu bine, chiar dacă alții plâng pentru ca tu să te simți bine. Pentru tine viața e un meci în care mereu trebuie să câștigi, dar nu cerul, ci infernul, iadul.
Pentru că cel care te învață să joci, tot strâmb, tot trădând, tot mințind, este diavolul. El e tatăl mincinoșilor și el te învață să minți. El e tatăl trădătorilor, el te învață să trădezi. El e tatăl indiferenților și el te învață să fii indiferent pentru sufletul tău. El e tatăl miștocarilor, al celor care disprețuiesc și tot timpul fac ironie pe seama altora. Și tot timpul te va învăța să faci așa. Dar în lumea noastră, Dumnezeu a trimis un alt antrenor care să te învețe să joci altfel meciul vieții pe stadionul lumii. Să te învețe să joci cinstit, să joci frumos și să joci sub protecția lui. El să te învețe să șutezi, să lovești mingea, dar să o trimiți în poartă și să fie gol. Să lovești cu pumnul, dar atunci când lovești, să câștigi. Să nu lovești în vânt, să nu-ți cheltuiești energia degeaba. Să alergi, dar să ieși pe primul loc, nu pe locul 100. Iisus Hristos este un antrenor care a venit în lumea mediocră a pământenilor pentru ca să facă din tine un campion. Nu un campion pentru lumea aceasta, ci un campion pentru cer. Dacă tu vei vrea vreodată să fii în cer, atunci ai o singură soluție. Să mergi la Iisus și să-L lași pe El să te antreneze și să facă din tine un campion pentru împărăția Lui. Meciul vieții pe stadionul lumii sau luptând pentru cununa de aur. Și pentru lumea sportivă, dragi tineri, voi vă pricepeți la asta. Și pentru lumea lui Dumnezeu sunt trei principii fundamentale și eu vi le spun în această seară. Dacă voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, dacă voi nu cunoașteți Biblia, dacă voi nu știți despre cum să ajungeți în cer, în această seară eu o să vă spun din Biblie lucrul acesta folosind lumea sportivă. Probabil voi aveți experiență aici. Ascultați-mă. Și pentru lumea sportivă, și pentru lumea creștină, există un regulament care trebuie respectat. Și pentru lumea sportivă, și pentru lumea lui Dumnezeu, există un regulament care trebuie respectat. Ascultați versetul 25 pe care tocmai l-am citit. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, ce înseamnă jocuri de obște? Înseamnă jocuri publice. Așa cum astăzi sunt stadioane imense, acele jocuri de pe stadion sunt jocuri publice. Asta spune Apostolul Pavel. Toți cei ce joacă la jocuri publice, la jocuri oficiale, se supun la tot felul de înfrânări. Ce înseamnă înfrânări? Reguli, principii. Ați observat că terenul de fotbal sau de basket sau de hockey are o limită, are o margine. Și regula numărul 1 este că poți să joci până când ajungi pe tușă, pe linia care unde se termină terenul. Dacă treci dincolo, este out. Și jocul se oprește. Este prima regulă, regula numărul 2. N-ai voie să-l lovești pe adversar. Trebuie să iei mingea fără să-l lovești. Dacă l-ai lovit, e fault. Regula numărul 3. Regula numărul 4. Multe reguli. Știți bine că în box poți să-l lovești pe boxior, pe adversar, dar până aici, mai jos, nu-i voie. Și fiecare sport are regulile lui. Indiferent că e fotbal, că e hockey, că e basket, orice ar fi, are reguli. Și regulile nu le facem noi, regulile sunt făcute, sunt bine știute și oricine joacă la jocuri publice, la jocuri oficiale, trebuie să țină cont de aceste reguli. Regulile încadrează jocurile publice. Dacă noi mergem pentru relax să jucăm fotbal undeva la marginea orașului, la iarbă verde, acolo n-avem porți, punem două tricouri în loc de poartă. N-avem minge specială, cumpărăm una de $2 de la shop. N-avem antrenor, nu ne trebuie. N-avem arbitru, nu ne trebuie. N-avem cupă, n-avem campionat, n-avem nimic. Jucăm așa de relax. Ăla nu e joc public. Ăla nu e joc oficial. Apostolul Pavel spune, cei ce joacă la jocuri oficiale, nu pentru relax. Mulți vin pentru relax la Crăciun și la Paște. Așa, pentru relax.
Apostolul Pavel spune, cei ce joacă la jocuri publice, cei ce s-au angajat în mod public, în mod ferm, în mod categoric, să meargă spre cer, aceia trebuie să aibă rânduială. Știm care sunt regulile în fotbal, știm care sunt regulile în celelalte discipline sportive, știm care sunt regulile în jocul cu Dumnezeu. Biblia. Această carte este cartea regulilor lui Dumnezeu pentru meciul vieții tale pe care îl joci pe stadionul lumii. Dacă la un basketbalist de succes din America aș veni eu și i-aș spune, măi, nu s-aruncă la coș așa, nu fi copil, lovește-l pe ăla care stă lângă tine când nu te vede nimeni, dă-i una și pune-l jos și aruncă mingea să poți marca. El mă ascultă, dar știți ce se întâmplă cu el? Out. Am dreptate? Știți bine că am dreptate. Pentru că regula numărul 1, nu ai voie să-ți lovești adversarul. În sporturile publice, în sporturile oficiale, trebuie să fii cinstit, trebuie să fii loial. La performanță se ajunge în funcție de reguli. Dacă în lumea sportivă de pe pământul acesta există reguli categorice, cum vă imaginați că alergând spre cer poți alerga oricum? Unii spun, e bine așa, lovește-l. Alții spun, nu-i bine așa, nu-l lovi. Unii spun, acopere-te, alții spun, nu mai e nevoie. Unii spun, plătește partea Domnului, alții spun, nu mai este nevoie. Unii spun, vino în pantaloni scurți, alții spun, să nu cumva să intri în sanctuar în pantaloni scurți. Unii spun, alții spun, unii spun, alții spun. Am ajuns fără nicio regulă. Toată lumea face reguli aici. Fiecare cum se trezește face o regulă. Măi, oameni buni, nu merge așa. Regulile sunt făcute de 2000 de ani. Dacă joci meciul vieții, singurul pe care îl poți juca pe stadionul lumii și vrei să ajungi în cer, ajungi doar dacă respecti aceste reguli. Mari campioni au ajuns și au ajuns pentru că au respectat regulile. Eu vin din România de 2 luni și jumătate și cu puțin timp înainte ca eu să ajung aici a fost o mare festivitate sportivă. Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii, cel mai mare fotbalist român, Hagi, Gheorghe Hagi, a făcut o mare sărbătoare în cinstea retragerii lui din sport. A fost cel mai mare fotbalist român. A jucat în Spania la cea mai bună echipă, a jucat în Turcia la cea mai bună echipă și este cunoscut peste tot în lumea fotbalului internațional. Dar Hagi a fost un jucător impulsiv, agresiv, nervos și de foarte multe ori a faultat nepermis și de multe ori în același meci și nu de puține ori a primit cartonașul roșu și out. El, Hagi, marele campion, a fost scos afară. De ce? Pentru că n-a respectat regulile. Vreau să-ți spun în seara aceasta, dragul meu prieten, poți să joci, dar dacă nu joci după reguli, vei fi scos afară. Afară de unde? Din biserică? Nu. Unii se comportă așa de urât în biserică și nu-i scoate nimeni afară. Și avem impresia că nici Dumnezeu nu o să-i scoată din cer, dar greșim. Dacă de aici nu te scoate nimeni din împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu te va scoate pentru că acolo nimic întinat și spurcat și murdar nu va intra. Dacă vrei să câștigi meciul vieții de pe stadionul lumii, trebuie să respecti aceste reguli. Te rog, citește cartea aceasta cu reguli. Ea nu e o carte plicticoasă. Este o carte cu reguli pentru tine, pentru ca tu să știi cum să joci, să știi unde se termină suprafața de joc, să știi cine ți-e adversarul, să știi ce ți este permis și ce nu ți este permis, să știi care e timpul de joc, când este pauza și când este timpul de joc, să știi ce poți face și ce nu ai voie să faci. Tu trebuie să cunoști toate aceste reguli, altfel vei fi scos afară. Și Biblia spune că atunci când se va întoarce Hristos, le va spune unilor,
Le va spune unora, mergeți afară, blestemaților, mergeți afară. De ce? N-ați lucrat, ați lucrat fără de lege, fără de principii, fără de reguli. Dacă joci meciul vieții pe stadionul lumii, trebuie să joci după reguli, prietene. Tinere drag, eu am fost odată ca tine, cu puțini ani în urmă eu am fost ca tine. Eu știu toate atracțiile pe care tu le ai acum. Tu ești atras în mod emoțional de păcat. Tu ești atras de pornografie și cu cât vrei să te separi mai mult de ea, cu atât ești mai atras de ea. Ție ți se par că colegii tăi care consumă droguri și care își permit aventuri sexuale de la 12, 14, 15, 16 ani, tu ai impresia că ei sunt fericiți, ai impresia că ei sunt împliniți și că ei într-adevăr se simt bine, dar ei sunt cei mai nefericiți dintre oameni, pentru că ei au pierdut marele meci și singurul meci pe care au dreptul să-l joace, pentru că au încălcat regulile jocului. Și sportivii și creștinii au niște reguli pe care trebuie să le respecte. Lasă-mă să te întreb în această seară. Cunoști aceste reguli? Lui Hagi nu i-a spus taică-s-o de regulile acestea. El le-a știut bine, el. Le-a știut pe toate foarte bine. Nu-l mai întreba pe taică-s-o din când în când. Tată, am voie să arunc mingea așa afară? El știa bine că nu are voie. Astăzi bisericile sunt pline de jucători care nu cunosc regulile. Dau cu stângul în dreptul și cu dreptul în stângul. Aleargă cu mingea și pe afară și prinăuntru. Dau gol și pe partea aia porții și pe partea asta. Și li se pare că sunt învingători. Ascultați-mă, oameni care jucați meciul vieții pe stadionul lumii. Cartea aceasta este o carte cu reguli pentru voi și pentru mine. Dacă vreți să câștigați meciul acesta numit viața, trebuie să țineți cont de regulile acestea. Asta nu-i religie. Asta nu-i religie. Asta este viața ta. Asta este meciul tău. Asta este falimentul tău sau succesul tău. Dacă vrei să fii un mediocru, dacă vrei să pierzi meciul vieții, o poți face. Du-te înainte în păcat. Nu ține cont de reguli și vei ajunge exact unde nu ajung campionii niciodată. Dar dacă vrei să fii un campion, atunci te rog, înțelege că trebuie să joci meciul vieții după reguli. Și regulile cu Dumnezeu sunt scrise în Biblie. Îmi place să cred în această seară că ești interesat să fii un campion. Ai libertatea și să nu fii. O singură dată trăiești. Dacă îți permiți în această viață unică pe care o ai să fii un mediocru, Dumnezeu îți dă libertatea să fii. Dacă vrei să fii un campion, Dumnezeu te va ajuta și Iisus Hristos a venit ca să te antreneze să fii un campion. Iisus Hristos a venit să te antreneze să fii un campion. El te va învăța cum să joci cinstit, cum să învingi, iar unde nu poți, te va ajuta. Unde nu poți, te va ajuta. Pentru că Iisus Hristos este singurul antrenor care face campioni pentru cerul lui Dumnezeu. Al doilea principiu, care este valabil și în sport și în lumea lui Dumnezeu spre cer, este faptul că succesul nu se obține decât prin disciplină. Succesul nu se câștigă decât prin disciplină. Lăsați-mă să vă citesc versetul 27. Ascultați-mă cu atenție. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în control, îl țin în stăpânire. Mă disciplinez pe mine, mă țin în control pe mine, nu-mi permit orice. Știți câtă disciplină există în sport? Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut vreodată sport de performanță. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți de aproape viața unui campion. Nu există mai multă disciplină decât în sport. În vremea când eu am făcut sport de performanță, niciodată nu m-am culcat după ora 9 seara.
Prietenii mei mergeau la tot felul de întâlniri, mergeau la tot felul de jocuri, la discotecă, la tot felul de întâlniri, dar eu la ora 9 știam că trebuie să mă culc, pentru că antrenorul mi-a spus, pentru tine este important să dormi 8 ore. E foarte important să dormi 8 ore. Dacă vrei să ajungi un campion, nu se poate și cu fete, și cu podium, nu se poate. Alegeți una în viață, ce vrei? Vrei să fii campion? Da, atunci trebuie să mă asculți pe mine. Trebuie să mănânci 3 ouă pe zi. Trebuie să bei 3 litri de lapte pe zi. Trebuie să mănânci așa și așa și așa. Trebuie să nu fumezi. Și m-am lăsat de țigări atunci. Trebuie să nu bei, să nu consumi alcool. Trebuie neapărat să faci așa și așa și așa. Și apoi când mergeam în sală, el îmi spunea așa și așa și așa. Acolo nu mai avea importanță cum m-a învățat pe mine bunica și cum m-a învățat pe mine un vecin și cum m-a învățat pe mine șoferul după basul care m-a dus acolo. Eu aveam un singur antrenor. Și antrenorul acela îmi spunea mie ce să fac. Luigi, la ora 9 ești în pat. Tu trebuie să mănânci atât și atât. Să nu consumi alcool, să nu-ți pierzi nopțile, să nu fumezi, pentru că asta îți dăunează. Luigi, trebuie să te disciplinezi. Trebuie să alergi atâta. Trebuie să faci câteva sute de flotări, trebuie să ridici atâta, trebuie să faci așa. Și ceea ce îmi cerea el era foarte greu. Când m-am dus prima oară la sală, el m-a pus să fac o serie de lucruri. Și am încercat să le fac și n-am reușit. Și am zis, n-o să ajung niciodată nimic. El însă m-a încurajat și mi-a spus, ai făcut destul pentru astăzi, du-te acasă și te întorci mâine. Și m-am întors mâine și am încercat și n-am reușit. Dar am reușit mai mult decât ieri. Și el mi-a spus, e bine pentru astăzi, mergi acasă și vino din nou mâine. Și am venit din nou mâine. Dar nici mâine n-am reușit, însă am reușit mai mult decât ieri. Și în fiecare zi reușeam puțin mai mult decât ieri. Până când într-o zi am reușit să fac, prin repetiție, tot ce mi-a spus el să fac în prima zi. Dar în prima zi n-am reușit. Însă după o vreme de repetiție am reușit. Și la urmă mi era ușor să fac ce mi-a zis el. Pentru că acum mă obișnuisem. Eram în formă. Eram în formă. Dar mi-a luat mult timp. Și în fiecare zi trebuia să alerg. În fiecare zi trebuia să ridic multe greutăți. Și în fiecare zi trebuia să merg la antrenament. În timp ce mergeam la antrenament, trecea pe lângă prietenii mei care stăteau la umbră, mâncau semințe și zicea, unde te duci? Și le spuneam, merg la sală. Și ziceau ei, vai de tine, o să ajungă vreodată campion din tine, uite ce bine stăm noi aici la vorbă cu prietenii. Și râdeau de mine. Însă peste aproape 2 ani am mers la primul meci. Și ei toți au fost acolo. I-am văzut. Erau toți acolo în tribună. Și se uitau și nu știau ce să creadă despre mine. Niciodată nu ai încredere într-un om pe care îl cunoști. Și spunea, tu ai să pierzi sigur. Și în seara aceea s-a întâmplat că am câștigat sigur. Când am coborât de acolo și am trecut printre ei, toți erau cu capetele plecate și niciunul nu mi-a zis nimic, nici măcar felicitări. Au fost muți. Din ziua aceea, atitudinea lor s-a schimbat față de mine. Însă a stat în spatele succesului foarte multă disciplină, fără fete, fără alcool, fără țigări, fără prostii, fără nopți pierdute, fără disciplină, 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 seriozitate, nu lasă-mă să te las, disciplină și în sport și în viața cu Dumnezeu este multă disciplină. Și dumneavoastră și eu știți că Jocurile Olimpice din secolul trecut au fost în Australia, la Sydney, și știți că acolo a fost o româncă care a câștigat la gimnastică. Mai vă aduceți aminte? Când i-au făcut însă testul, comisia a constatat că ea s-a dopat, a folosit substanțe chimice interzise. Și atunci ea a fost interviată, s-a făcut o comisie și a fost întrebată ce ai folosit. Și a spus, am folosit o pastilă de Nurofen pentru răceală, că am fost răcită. În compoziția chimică a acestei pastile exista o mică concentrație de substanță interzisă. O simplă pastilă de Nurofen a descalificat-o. Știți câtă muncă a stat în spatele acelei performanțe?
Știți că fata aceea n-a avut copilărie? Știți că fata aceea niciodată nu s-a jucat în fața blocului? Știți că fata aceea era disprețuită de colegii ei la școală că avea note mici, pentru că toată ziua mergea la sală. Repetiție. Disciplină. Și când a fost în ziua meciului, a fost descalificată pentru o simplă pastilă de Nurofen. Cât de exigent este juriul, cât de sever este juriul. Și tu, care alergi spre cer, îți permiți în fiecare zi 100 de pastile de tot felul și spui, nu-i nimic, nu-i nicio problemă că la mine la biserică se permite. Pastorul meu îmi permite, la mine la biserică e voie. Până acum nu mi-a zis pastorul nimic, înseamnă că e voie. Ascultă-mă, nu eu sunt regula pentru tine, regula este Biblia. Nu eu sunt regula pentru tine, regula este Biblia. Iar Iisus Hristos este antrenorul tuturor celor care aleargă spre cer. Iar această carte este cartea de reguli pentru toți, indiferent la ce biserică mergi să te închini, există aceleași reguli. Nu se poate fără disciplină, dragul meu prieten. Trebuie să te disciplinezi să nu mai minți, mă auzi? Trebuie să te disciplinezi să termini cu păcatele de autosatisfacere, cu păcatele de pornografie, cu păcatele legate de viața de tânăr. Tinerii fac niște păcate specifice pe care adulții nu le mai fac sau le fac mai puțin. Ele sunt foarte frecventate la vârsta aceasta. Dragii mei, trebuie să vă disciplinați. Singur nu puteți. Nu există în lumea aceasta campion fără antrenor. Ești de acord cu mine? Cunoști vreun campion fără antrenor? Nu există. Toți marii campioni au avut în spatele lor un antrenor care a spus mai o dată. Și s-a ținut de ei și a spus încă o dată, mai poți. Când eu am făcut sport de performanță, antrenorul meu stătea într-un colț și țipa ca un disperat. El țipa cel mai tare dintre oamenii ăia care era acolo. De multe ori oboseam de nu mai puteam să respir. Simțeam că nu mai pot să mai respir, nu mai pot să-mi trag sufletul. Și simțeam că o să cad. Și el țipa și spunea, mai poți! Și țipând în felul acesta mă ajuta. El era antrenorul meu, el era cu mine acolo, el suferea cu mine. El simțea ce simt eu, iar eu simțeam ce simte el. Era o legătură între noi. Noi amândoi luptam, numai că el afară și eu înăuntru. Nu poți fără antrenor, prietene. În seara aceasta, tu trebuie să alegi aici, ca antrenor, pe Iisus Hristos. Nimeni nu te poate antrena pe tine să câștigi medalia. Nimeni. Nimeni. Nici Pavel, nici Petru, nici Luigi, nimeni. Unul singur te poate antrena pe tine pentru ca să te disciplinezi, să păzești regulile și să ajungi pe podium și să stai acolo. Ai fost vreodată pe podium? Știi ce simți când ajungi acolo? Nu pot să spun ce simți, dar niciodată nu mai simți ce simți acolo. O lume întreagă care e prezent acolo stă și te privește și în ziua aceea tu ești grozav. Tu ești cel mai bun. Și toată munca ta de-a lungul anilor este răsplătită atunci. Apostolul Pavel se mângâie cu aceste cuvinte și spune, eu m-am luptat lupta cea bună, eu am sfârșit alergarea, eu am păzit credința, dar, pe mine mă așteaptă locul 1, mă așteaptă podiumul, mă așteaptă medalia de aur, pe mine mă așteaptă cununa pe care juriul ceresc o va pune pe capul meu. Eu voi fi primul, eu n-am luptat degeaba. Dacă acum eu nu mă droghez și nu consum alcool și țigări și dacă nu mă uit după nevestele altora, asta nu o fac nu pentru că sunt mai prostus decât alții, ci nu o fac pentru că nu-mi permit să o fac. Pentru că mai este puțin și eu voi ajunge în fața juriului ceresc. Și acolo mi se va spune, sau vino, ia medalia, ia cununa și urcă pe podium. Locul 1 este al tău.
Asta face o diferență mare. Acum eu mă lupt gândindu-mă la momentul când voi fi premiat. Într-o zi juriul ceresc mă va premia pentru toată disciplina vieții mele, pentru toată performanța vieții mele și pentru toată abstinența, abținerea pe care eu am dăruit-o lui Iisus Hristos. Te întreb în această seară, prietene, cine este antrenorul tău? Cine te învață pe tine să joci? Cine îți spune cum să procedezi ca să ai succes? Nu este așa că nu știi cum să scapi de păcat? Nimeni nu te poate învăța decât antrenorul Iisus Hristos. El este singurul care te iubește. El este singurul care îți vrea binele. El este singurul care te poate ajuta. Atât de mult a vrut să facă campion din tine, încât a plecat din lumea lui și a venit în lumea noastră, pentru ca să ne ia pe noi amândoi, doi mediocri, doi oameni care n-au succes, care nu sunt campioni, care sunt oameni obișnuiți de pe stradă. Și Iisus Hristos ne promite că din noi face campioni. Închei spunându-ți al treilea principiu, care e valabil și în sport și în lumea creștină. Doar câștigătorii vor fi premiați. Doar câștigătorii vor fi premiați. Versetul 25, partea B. Noi facem lucrul acesta, adică ne luptăm pentru medalie, pentru cunună. Noi ne luptăm pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu pentru aceasta, spune Pavel, mă lupt. Mă lupt pentru cunună. Și știu că primesc cununa numai dacă mă lupt. Noi avem senzația că dacă alergăm și noi pe acolo, pe lângă minge, într-o zi ne va spune Iisus Hristos, ai, drăguțule, vino și tu încoace. Noi avem senzația că dacă ținem câteva sărbători, într-o zi Iisus Hristos o să ne spună, ai, vino încoace, că n-ai fost chiar cel mai rău dintre oameni. Asta este senzația noastră. Noi însă uităm. Ați observat vreodată o alergare la, să zicem, 400 de metri sau la 300 de metri sau la 1000 de metri? Ați observat? Ați fost vreodată în fața unei astfel de imagini la televizor sau pe stadion? Ați fost? Ați observat că acolo este un șir de oameni care stă la start. Și dintr-o dată este un pop! Toți aleargă! Însă doar unul ajunge pe locul întâi. Numai unul ajunge pe locul întâi. Ceilalți, 2, 3, 10, 20, depinde de cât de mulți sunt. Asta la jocurile individuale, dar sunt și jocuri unde unul cu unul se bate, se luptă și unul e jos, unul sus. Numai cei care câștigă vor fi premiați. Hristos nu va premia pe mediocri. Hristos nu va premia pe nimeni de pe locul 10, de pe locul 20, de pe locul 100, doar că a participat și El. Nu. Pavel spune, voi primi cununa. Cine primește cununa? Cununa o primesc campionii. Cum să fii campion fără Iisus? Cum să fii campion fără antrenor? Cum să fii campion fără disciplină, fără repetiție, fără antrenament? Antrenament să curgă apele. Antrenament în fiecare zi, antrenament în sală, antrenament tot timpul. Cum? Performanță? Performanță fără antrenament nu există. Antrenamentul duce la performanță. Ce este antrenamentul? Antrenamentul e repetiția. Dacă vrei să ierți, astăzi nu reușești. Dar dacă încerci 2 săptămâni, peste 2 săptămâni vei reuși. Dacă vrei să iubești, astăzi nu reușești. Dar dacă încerci 5 săptămâni, în fiecare zi, peste 5 săptămâni vei reuși. Dacă întârzi la biserică de obicei și îți propui să nu mai întârzi duminică, nu vei reuși. Dar dacă îți propui 10 duminici de aici înainte, vei reuși. Dacă nu citești Biblia de obicei dimineața, sau nu te rogi, sau nu te rogi de la 9 la 9 și un sfert, cum zice păstorul de la Betania mereu, și vrei să te rogi în seara asta, nu vei reuși. Că uiți, că nu ești obișnuit. Ești obișnuit să bei cafă,
ești obișnuit să vezi news-ul, că în felul ăsta ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar să te rogi, las că mă rog la biserică. Dar dacă vei vrea seară după seară să faci asta de vreo 10-20 de ori, te vei obișnui să te rogi și când vine ceasul nou îmi spui, hai să ne rugăm. Prietene, îngăduiem să închei în seara aceasta și să spun următorul lucru. Nu-i suficient să participi la o întrecere sportivă ca să câștigi. Nu-i suficient. Mulți participă, dar nu toți câștigă. Știi cine câștigă? Cei care se antrenează mai mult și cei care au un antrenor bun, de calitate. Crezi tu că antrenorul pe care îl ai va fi în stare să te ducă în cer? El te duce unde e împărăția lui. În cer te duce un singur antrenor, Iisus Hristos. Tinere, într-o zi vei fi ca mine, apoi vei fi ca tatăl meu, apoi vei fi ca bunicul meu și apoi nu vei mai fi deloc. Perioada aceasta numită viață o ai la dispoziție pentru ca să joci jocul vieții pe stadionul lumii, antrenat de Iisus sau de oricine altcineva. Dacă nu te antrenezi pentru neprihănire, nu vei avea performanță niciodată. Vrei să ai performanță? Antrenează-te zilnic. Vrei să ai performanță? Antrenează-te zilnic. Vrei să ai performanță? Zilnic, zilnic, zilnic. Nu vei ajunge la neprihănire într-o zi. Nu vrei ajunge la sfințire într-o zi. Nu vei ajunge să-L slujești pe Domnul cu succes într-o zi. Îți trebuie repetiție, îți trebuie antrenament și îți trebuie un antrenor care să te învețe cum și să îți dea putere să faci, să te încurajeze, că oamenii te descurajează. Dar antrenorul spune, hai, 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 el te antrenează, te ajută. Iisus Hristos este aici și sala lui este deschisă. Vrei să intri acolo? Îl vei găsi pe el care te ia oricât de jos ai fi și va face din tine un campion pentru cer. El este în stare să facă din oricare dintre voi un campion pentru cer. Nu este suficientă simpla participare la o biserică. Nu-i suficient un start bun. Imaginați-vă un sport de alergare și pe cineva care a țâșnit primul, a avut un start bun, dar după 100 de metri n-are antrenament, obosește și rămâne ultim. Nu vă bucurați că vedeți pe nu știu cine care are un start bun? Dacă după 100 de metri obosește, degeaba are start bun. Important e să ai și rezistență. Că dacă n-ai rezistență peste 100 de metri, obosești și rămâi ultimul. Vreau în seara aceasta să te invit, în urma acestui cuvânt din Biblie, să joci meciul vieții pe stadionul lumii, însă antrenat de Iisus Hristos. Dragul meu prieten, oricum viața este un meci. Oricum viața este o luptă. Oricum într-o zi se va termina. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, într-o zi vei ajunge la fluierul final al meciului. Într-o zi vei ajunge la fluierul final al meciului și atunci s-a terminat cu dreptul tău de a juca. Și în ziua aceea vei merge pe primul loc. Ți se va pune medalia și cununa sau vei fi printre cei de pe ultimul loc și ți se va spune, du-te de la mine blestematule, pentru că ai jucat fără reguli. Ce ți se va spune ție? Tu nu o să te mai naști a doua oară ca să fii campion. Tu trăiești o singură dată. Astăzi. Ce ești tu acum? Ești un campion peste păcat? Sau păcatul este un campion peste tine? Te antrenează Iisus Hristos sau oamenii? Regulile tale sunt în Biblie sau tradițiile celor care au fost generația trecută sau generația trecută sau generația trecută? Poți să răspunzi la aceste întrebări în această seară? Nu astupa gura conștiinței tale. Și nu pleca de aici înainte de a-ți rezolva problema. Omule, Iisus vrea să te facă un campion. Toată viața ți-ai dorit să fii un campion. Toată viața ți-ai dorit să fii cel mai bun. Nu este adevărat? De multe ori ai visat că ești un prinț.
dar nu ești. De multe ori ai visat că o să ajungi un om mare, dar n-ai ajuns. De multe ori ai visat că o să fii cel mai tare, dar încă nu ești. Mă crezi că există riscul să nici nu fii vreodată? În seara aceasta, regele care a construit pământul stă aici și îți spune ție un nimeni și mie un nimeni. Eu vreau să fac din tine un campion. Eu vreau să te antrenez pe tine în fiecare zi pentru ca să ajungi campion în neprihănire, campion în sfințenie. Eu vreau să te ajut pe tine să știi și să faci ce știu și ce fac eu. Singura ta șansă este campionul, este antrenorul Iisus Hristos, pentru ca să fii un campion și pentru ca să ai performanță. Întotdeauna când vii la biserică îmi spui că predicile sunt boring. Întotdeauna când vii la biserică îmi spui că nu înțelegi nimic. Dar nu este adevărat. Vrei să te ascunzi în spatele propriilor vorbe. În seara aceasta ai înțeles totul. Spune-mi, ce vei face diferit în această seară? Până acum nu te-ai pocăit că n-ai înțeles. Acum ai înțeles. Te vei pocăi? Îți vei deschide inima pentru antrenorul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, aducându-ne cartea cu reguli, ca să facă din noi campion pentru cer? Sau vei pleca și în această seară cu gânduri, cu gândul la păcatul pe care l-ai ascuns undeva în parcare? Tu poți să faci ce vrei, dar să ții minte, tu a doua oară nu o să mai trăiești niciodată. Doar astăzi trăiești și meciul vieții tale se poate opri la noapte. Prietenul meu, la 33 de ani fără o zi, s-a oprit. Când m-au sunat la 3 dimineața din Australia și mi-au spus Marius a murit, am crezut că visez. Am spus, nu se poate. Nu este adevărat. Ba da, este adevărat. Cum a murit? Înnecat. Nu se poate. Eu știu că Marius era un foarte bun înotător. Ba da, a murit înnecat. Înnecat? Da. Meciul vieții tale se poate sfârși acum sau mâine. Cum se va sfârși? Apostolul Pavel spune, meciul vieții mele s-a sfârșit. Dar eu am luptat cu Iisus. El a fost antrenorul meu. Eu m-am întâlnit într-o zi cu el pe drum când mergeam spre Damasc. Și eu jucam un joc necinstit, dar m-am întâlnit cu Iisus. El a stat în fața mea și m-a întrebat, vrei să devină antrenorul tău de astăzi înainte? Și eu am spus, da. N-am mai văzut nimic. Am mers în oraș. A venit la mine un profet și a pus mâinile peste mine și s-a rugat. M-am umplut de Duhul Sfânt și profetul mi-a spus, m-a trimis Dumnezeu să-ți spun tot ce ai să suferi. Toată suferința pe care ai să o depui, toată osteneala, tot greu, toată disciplina. Vreau să-ți spun că nu va fi ușor, dar cu tine va fi Iisus mereu. Vreau să spun că va fi greu, dar Iisus va fi mereu cu tine. Vreau să spun că nu-i ușor să ajungi primul în viață, dar Iisus te va ajuta. Niciodată nu vei fi singur. El te va promova, El te va ridica, El te va ajuta, El va fi tăria ta. Înainte să pleci, unde să pleci singur? Într-o lume care nu te vrea, care te manipulează doar, care îți vrea tinerețea și puritatea și trupul care își bate joc de tine. Unde să te duci? În această seară aici, cel care l-a chemat pe Pavel cu 2000 de ani în urmă te cheamă pe tine. În 1984 m-a chemat pe mine. Și în seara aceea eu am stat să mă gândesc, să merg sau să nu merg. Și în dreptul meu am spus, mă duc. Au trecut de atunci 19 ani. Singurul lucru bun, cu adevărat, pe care l-am făcut în viață, este faptul că am acceptat ca Iisus să devină mentorul meu, antrenorul meu, stăpânul meu. El mi-a schimbat viața. Viața mea arată acum altfel. Dumneavoastră nu aveți de unde să știți cum am fost înainte și nici nu mi-ar place să știți vreodată. Dar am fost destul de diferit.
Cel care mi-a schimbat viața a fost Isus. Și dacă astăzi sunt aici, este pentru că l-am urmat pe El. Și dacă astăzi sunt așa, este pentru că l-am urmat pe El. Și dacă într-o zi în cer mă veți întâlni și pe mine, dacă într-o zi în cer o să mă vedeți și pe mine, este pentru că eu, într-o zi, i-am spus lui Iisus, da. M-a costat mult să-i spun da. A trebuit să mă abțin de la multe lucruri care știam că nu-i plac, dar am știut că El mă duce departe. Am știut că El face un om din mine și am știut că El mă duce la performanță, la medalia de aur, la cunună, pe podium, pe locul 1. Și într-o zi, nu-i departe ziua aia, într-o zi mă va urca acolo unde mi-a promis. Pentru că în fiecare zi eu m-am luptat ca să îi plac lui, să se bucure de mine. M-am abținut de la lucruri care îmi plăceau mie, doar pentru că nu îi plăceau lui. Și am făcut lucruri care mie nu mi-au plăcut, doar pentru că i-au plăcut lui. Și toate acestea le-am făcut, ajutat de El, dar și cu gândul că într-o zi îmi va spune, vino, aștept ziua aceea. Aproape că am obosit. Sunt din ce în ce mai multe lucrurile pe care trebuie să le fac și din ce în ce mai grele. Sunt din ce în ce mai puțini oamenii care mă ajută și din ce în ce mai mulți cei care mă încurcă. Dar mai e puțin. Aș putea să renunț acum, dar nu se merită, pentru că mai e puțin. Aș putea să las totul baltă, că m-am săturat câteodată, dar mai e puțin. Și cel care a promis că se întoarce pentru mine, se va întoarce. Nu m-a mințit niciodată, pentru că El nu minte. El este singurul care nu minte. Și eu îl aștept. L-am așteptat ieri și n-a venit. L-am așteptat azi noapte și înainte să mă culc, m-am oprit și am zis în rugăciunea mea, Doamne, astăzi te-am supărat, te rog să mă ierți, pentru că mă culc și dacă vei veni, să nu cumva să mă lași aici pentru că te-am supărat. Te rog să mă ierți și dacă vei veni la noapte, să-ți aduci aminte că în patul ăsta sunt eu. Știu că vei fi în stare să mă găsești, chiar dacă sunt învelit cu plapuma, cu pătura, știu că vei fi în stare să mă găsești. Și m-am trezit de dimineață și Iisus încă nu a venit, dar L-am așteptat astăzi și mai e puțin până la 12 noaptea și am să-L aștept. Și probabil că la noapte va veni, dar dacă va veni la noapte, credeți-mă că eu sunt în cer. Dar tu? Meciul vieții pe stadionul lumii. Iisus vrea să facă un campion din tine. Lasă în seara aceasta să te invite să intri în clubul lui, în sala lui de antrenament. Lasă-l. Te rog, ia-ți această îndrăzneală și du-te, pentru că El te cheamă nu să te condamne, nu să te facă un fanatic. El vrea să scoată din tine campion. Spune-i în această seară, tinerețea mea este la picioarele tale, Rege veșnic. Antrenorule unic, viața mea de astăzi înainte este la picioarele tale. Fă un campion din tine, vreau să te ascult și să te urmez. Este măcar un singur tânăr în această seară aici care vrea să spună rugăciunea asta? Dragul meu prieten, te privesc și mă întreb, unde-ți vei petrece veșnicia? Cu Iisus sau departe de El? Seara aceasta este seara ta, este și seara mea. În ceea ce mă privește pe mine, eu încă o dată, ca pentru prima oară, îl aleg pe Iisus. Să fie antrenorul meu, mai am câteva lucruri pe care trebuie să le fac diferit, pe care n-am reușit să le controlez până în seara aceasta. Mai am câteva, însă mâine El mă va ajuta să mai arunc unul afară. Și așa, duminică și luni, și într-o zi voi fi gata. Tu ce faci? Pentru ce trăiești?
Se merită să trăiești pentru ce trăiești tu? Antrenorul Iisus Hristos te cheamă acum și aici. Eu vreau să mă rog pentru tine ca tu să vii la El. Eu vreau să te rog pe tine în această seară să vii la El, să alergăm împreună spre cer. Singurul lucru pentru care merită să lupți este cerul. Singurul care ne poate ajuta pe amândoi este El. Vrei să vii? Mă lași să mă rog pentru tine? Haide să ne ridicăm. N-am să te rog să vii aici în față, poate ți este rușine. N-am să te rog nici măcar să ridici o mână, poate ți este rușine. Însă am să te rog acolo unde ești. În timp ce eu o să mă rog pentru tine, tu să-i spui, Iisus, eu nu te cunosc. Eu doar am auzit despre tine și știu că am nevoie de tine, pentru că altfel nu voi ajunge niciodată decât un mediocru. De aceea, în seara aceasta, vreau să fiu al tău. De astăzi înainte, viața mea va fi altfel. Iau viața mea și o pun la picioarele tale. Intru în clubul tău și mă fac membru. Și nu voi lipsi niciodată la niciun antrenament. Iar cartea aceasta cu reguli va fi limita pentru viața mea. Vrei să-ți pleci capul și să spui în seara aceasta rugăciunea aceasta? Eu nu te oblig, eu doar te rog. E viața ta și faci ce vrei cu ea. Însă să ții minte, privește cerul. Îl poți avea, dar numai cu Iisus. Tată care ești în ceruri, în seara aceasta ne-am ridicat în picioare în semn de respect pentru tine și vrem să ne închinăm cu inima noastră și să-ți mulțumim pentru că ne iubești. Îți mulțumim că ai venit aici pe stadionul lumii ca să faci campioni din noi. Îți mulțumesc pentru generația aceasta de tineri, pentru adolescenții din sală, care au venit pentru că te iubesc pe tine și pentru că speră că tu poți fi pentru ei soluția. Le spun în această seară, le-am spus, Doamne, în această seară, că tu nu ești doar soluția pentru pământ, tu ești soluția pentru cer. Nu ești soluția doar pentru viața aceasta, ci ești soluția pentru eternitate. În seara aceasta îți mulțumesc că tu chemi tinerii aceștia să faci din ei campioni. Doamne, îți mulțumesc că tu îi accepți. Vreau să-i mărturisesc pe toți care chiar acum în inima lor vor să accepte invitația ta. Chiar acum unii dintre ei, băieți sau fete, acceptă să intre în sala ta și tu să devii antrenorul lor, iar ei să câștige mețiul vieții prin disciplină după regulile Bibliei, mergând spre cer și luptându-se cu ei. Îi mărturisesc în seara aceasta, Tată, și te rog în numele lui Iisus să ierți, să ierți păcatul lor, să le dai un nou început astăzi, să-i ajuți și să fii Dumnezeul lor. Mă rog, Doamne, să-i antrenezi în fiecare zi și să nu obosești cu ei. Iar dacă greșesc, ai răbdare cu ei și ajută-i să ajungă într-o zi unde sunt cei pe care i-ai ajutat mai de mult, unde este Pavel și unde sunt toți ceilalți pe care i-ai antrenat tu de-a lungul timpului. Știm că tu ești în stare să ne duci în cer. De aceea, în seara aceasta, îți mulțumesc pentru ei. Eu nu știu cât sunt cei care s-au hotărât, dar tu știi chiar acolo unde sunt în bancă. Și îți mulțumesc că de astăzi tu te angajezi să faci din ei campioni. O să-i văd mâine, Doamne, în biserică și o să știu că în viața lor s-a întâmplat o schimbare. O să-i văd poi mâine și o să-i văd săptămâna viitoare din nou aici în sala de antrenament. Și o să știu că ei s-au hotărât pentru cer. Și o să-i văd transpirați alături de mine aici. Și o să știu că tu îi antrenezi și pe ei. Și o să știu că ei sunt colegii mei alături de tine pentru cer. O, Doamne, îți mulțumesc în seara aceasta, pentru că unul câte unul ne-a acceptat pe fiecare. Îți mulțumesc din tot sufletul că ne-ai chemat de nicăieri să ne antrenezi, să ne faci campioni și să ne duci în cer. Ne închinăm înaintea ta, pentru că ai venit în lumea noastră plină de mediocritate și păcat,
să o transformi într-o lume de campion pe care să-i duci în împărăția ta. În seara aceasta ne deschidem inima, Doamne, și îți dăm toată mulțumirea și gloria și îți spunem că te respectăm, Doamne. De acum încolo vom face tot ce spui tu. Ne angajăm să te urmăm, să ascultăm toate regulile tale, să facem tot ce spui tu, să mergem după tine, să facem din tine antrenorul nostru, singurul nostru antrenor, sperând că într-o zi vei deschide cerul și vei spune: vino, rob bun și credincios. Doamne, așteptăm ziua aceea, dar până atunci ajută-ne să ne schimbăm. Primește gloria, Doamne, primește mulțumirea noastră, primește cântarea de laudă, primește expresia recunoștinței, a respectului și a adorării noastre, Regele nostru veșnic, și primește generația aceasta de tineri și de adolescenți și fă din ei, alături de noi, campion pentru împărăția ta. Și îți mulțumim că ai făcut, faci și vei face asta în numele lui Iisus. Amin.